A descoperit că e plat acum, de asta zic. E normal, da? E plat sau rotund? Cum este? Întrebați-i pe ăsta, pe Dragnea. Aolo. Dragnea, știe? Știe. De unde știe Dragnea ce formă? Păi Dragnea, păi n-ai că el conduce. Cercetătorii spun că au descoperit că pământul este plat. Vreau să vă întreb dacă știați lucrul ăsta, dacă vă surprinde, dacă... Abar n-am, nu știu, că nu cunosc eu de asta legile astea. Nu ați fost atent la lucrul ăsta? Nu. E că pământul e plat sau are altă formă? Cum credeți dumneavoastră? E plat. E plat. Da. De unde știți dumneavoastră? După cum vă uitați la el sau ați auzit pe undeva? E, la televizor, ce spune ăștia. Unde ați auzit că e plat? La ce emisiune sau la ce fel de la știri sau unde? Nu mai țin minte, să știți, că am o vârstă și nu mai țin minte. A descoperit că e plat acum, de asta zic. E normal, da? E plat sau rotund? Cum este? Întrebați-i pe ăsta, pe Dragnea. Aolo. Dragnea, știe? Știe. De unde știe Dragnea ce formă? Păi Dragnea, păi n-ai văzut că el conduce. Întrebați pe altcineva sau... Dar ce formă știți că are pământul nostru, planeta noastră? Cum este? Ce formă are? Este plată sau are altă formă, după cum o vedeți așa? Păi lungă, pătrată, cum e, nu știu. Vă susțin că pământul este de fapt plat. Vreau să vă întreb ce părere aveți de lucrul ăsta. Știați lucrul ăsta, nu știați? Nu știam. Nu știam. Vă surprinde descoperirea asta că pământul este plat? Vă surprinde? Da, da. Ar putea fi plat, doamnă? Așa cum vă uitați la el, cum îl vedeți? Cred că da. Ar putea fi plat. Da. Dumneavoastră, cum știați că este pământul până acum? Păi era în arendă, era adică la proprietar. La proprietar. Da. Nu, eu vă întreb de planeta Pământ. A, planeta Pământ, nu știu. Nu e rotund, mai degrabă este plat, spuneți. Plat, da. De ce nu credeți că e rotund, cum spun alții specialiști? Oh, plat, și normal. N-are cum să fie rotund. Nu. Dacă ar fi fost rotund Pământul, ce s-ar fi întâmplat? Cum ar fi arătat? Scofândam cu toată lumea. A, era pericol dacă era... Da. Când așa, dacă e plat ca un... N-avem cum să cădem de pe Pământ, n-avem cum să... Da, e plat, plutăm în aer, cum ar fi în aer. Da. Conduce Dragnea. Și ar trebui să-l întrebăm pe el. Pe normal. Și știe el, sigur? Crede? Pe el știe. El știe, domnule, dacă e președintele... Sau să o întreb mai degrabă pe doamna Dăncilă, ce formă are pe... A, pe Viorica. Pe Viorica. Vă să rămână, să trăiți. Pe cine să întreb? Pe Viorica sau pe Dragnea? Pe amândoi. Pe Viorica și pe Dragnea. Și trebuie să mă lămurească ei dacă pământul... Păi ei, are știință mare. Lăsați-mă, și Viorica asta? Viorica asta. Are. Rotunde, cum să fie rotunde? Planeta, aia, luna sau ce e? Luna. Nu, planeta noastră, planeta Pământ, pe care stăm. Asta, pe care stăm noi. Păi e pătrată, cum e, sau ce? Cum credeți dumneavoastră că este plată sau rotundă planeta noastră? Plată. Mai na. Stăm pe ceva plat, așa spuneți. Da, pe plat, da. Dacă era așa ca o minge, ca un... Da. S-a răsturnat. S-a răsturnat și unde ne duceam? La fund. La fund. Deci, noi... Deci, mă duc să întreb pe domnul Dragnea ce formă are Pământul, că noi nu știm. Da, pe domnul Dragnea, știm. Deci noastră nu Bă, Ioanis mâncați. Dar dumneavoastră bănuiți că e rotund sau plat? Asta vă mai întreb, atât. Cum e Pământul, planeta? Rotund. Rotund? Se întoarce, domnule, Pământul. Cum se întoarce? Și luna și tot. Dar unde se întoarce? Bine, nu știu, în apă. E o apă, unde e apa? Sub pământ sau unde? E și sub pământ. Și ei la Constanța, Marea Neagră. Deci Pământul stă pe apă? Pe categoric. Iertați-mă, vă să rămâne dumneavoastră. Haideți, am plecat. Nu știu, abar nu mă întrebați. Nu întrebați pe altcineva care mai cunoaște legile. Care... Nu v-ați interesat niciodată cum e Pământul, pe ce planetă stăm? Nu. Cum se numește planeta noastră măcar? Cum eu zice? Nu am nicio abar. Nu cunosc. Nu. Planeta Pământ se numește. Ați auzit de planeta noastră Pământ? Nu. Nu am bani și oba. Hai, vă mulțumesc. Băieți, după cum știu eu, pământul de când am fost la școală e rotund. E rotund. Planeta ar noastră rotundă, da? Dar ce ar putea fi plat? Dacă stăm jos, să vedem că e plată. Dacă te ridici, cum să ridici, că e în sus, pe el cu avioane sau cu altceva, să vede rotund.